vaccinul la adolescenți este la fel de facultativ ca și la adulți, adică deocamdată nimeni nu s-a gândit că vaccinul ar putea să fie administrat altfel din punct de vedere al tehnicii sau din punct de vedere al reglementării la adolescenți. În acest moment cred că e foarte important să ne gândim la viitor, pentru că toată lumea are vacanța în gând și copiii mai știu că au încă niște zile și să termină școala și mai mulți merg la serbări acum zilele acestea, dar în perspectivă, vaccinarea adolescenților va face diferența în momentul în care va reîncepe școala, pentru că în opinia mea și a multor altor experți în sănătate publică și mai ales în sănătatea mentală a copiilor, copiii noștri, ai tuturor, nu numai din România, ci și din alte țări, nu mai suportă încă o închidere prelungită a școlilor. Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.